Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și pentru a rămâne în sfera croșetului irlandez, eu astăzi dimineață voi începe un mileu. Veți vedea că nu este greu, doar că este nevoie de atenție, doar că este nevoie de puțină răbdare. Rezultatul final va fi un lucru foarte frumos. Eu acest mileu l-am lucrat câțiva ani în urmă, însă l-am făcut cadou și de aceea mi-am propus de fapt să lucrez cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră acest mileu. Pentru a lucra eu voi folosi ca întotdeauna firul de bumbac numărul 5, bumbac 100%, vom avea nevoie de foarfece, care ne este necesar întotdeauna în lucrările noastre, și de croșetul cu numărul 1,75. Voi începe cu partea centrală a acestui mileu și voi face pentru început primul ochi de lanț, după care voi continua lucrând un număr de 7 ochiuri de lanț. În acest moment eu voi lucra după schema pe care o am în carte. 5, 6 și 7. Acum vom intra în primul ochi și vom închide cu fir alunecat. Eu sper să se vadă ceea ce realizez. Următorul rând vom face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care vom continua în interiorul cercului să lucrăm un număr de 15 piciorușe duble, iar cu cel de început, deci vom avea un număr de 16 piciorușe duble. Am lucrat deja 2, continua 5 6, vom continua, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 16 piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 16 piciorușe duble. Acum vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am executat. Și vom închide cu fir alunecat. Rândul următor. Pentru început vom face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, după care vom face un număr de alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și 5. Deci acesta este în primul picioruș. Vom sări al doilea picioruș și vom intra în cel de-al treilea, unde vom lucra pentru început un picioruș scurt. Apoi, din nou, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Vom sări din nou un picioruș dublu din rândul anterior, vom intra în următorul și vom face din nou un picioruș scurt, urmat de alte 5 ochiuri de lanț.
În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț, după cum vedeți aici în mijloc mi-a rămas un picioruș liber. Voi intra următorul picioruș, deci va corespunde piciorușului cu care am început acest rând și voi închide cu fir alunecat. Astfel am obținut 8 evantaie, să le numim așa, eu așa le numesc, un număr de 8 evantaie. Vom continua următorul rând cu picioruș alunecat, voi intra în interiorul primului evantai și pentru început voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interiorul evantaiului și voi lucra al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea picioruș dublu. Acum voi executa un număr de 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua din nou firul pe croșet și în interiorul aceluiași evantai voi face din nou 3 piciorușe duble. Și cel de-al treilea. Acum voi face un ochi de lanț care va separa aceste segmente pe care le lucrăm în evantaie. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, 5 ochiuri de lanț de separare, 3, 5, alte 3 piciorușe duble în interiorul aceluiași arc format în rândul anterior, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț de separare. Iar apoi vom continua lucrând în următorul evantai. În același mod, 3 piciorușe duble, 1, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 5, urmat de alte 3 piciorușe duble, 3. Țin să vă spun că lucrarea va fi un pic mai mare. Acum voi face ochiul de lanț care separă aceste segmente pe care le realizăm în evantaie. Țin să vă spun că lucrarea fiind mai mare, în mod sigur voi face două tutoriale. Și noi vom continua în modul în care v-am arătat până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului, când vom termina de completat și acest nou rând. Nu uitați ochiurile de separare între segmente. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi face ochiul de lanț de separare și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș,
De la capătul acestui rând voi închide cu un picioruș scurt. Acum, rândul următor. Vom lua odată firul pe croșet. Vom intra în interiorul arcului de 5 ochiuri de lanț din primul segment, să-i spunem așa, pe care l-am realizat și voi începe să lucrez piciorușe duble. Voi face un număr de 11 piciorușe duble. 1, 2, și 11. Deci am realizat un număr de 11 piciorușe duble, cu care apoi mă voi îndrepta în ochiul de lanț de separare pe care l-am lucrat între secvențele pe care le-am realizat în evantaiul format din primele ochiuri de lanț. Deci voi intra în acest, în corespondența acestui picioruș și voi face un picioruș scurt. După care din nou voi lua firul pe croșet și voi continua în următorul spațiu de 5 ochiuri de lanț, lucrând din nou un număr de 11 piciorușe duble. Eu sper să se vadă bine, să înțelegeți. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dacă nu aveți spațiu suficient, împingeți un pic piciorușele. 8, 9, 10 și cel de-al 11-lea picioruș. Iar apoi acest evantai, pentru că acesta într-adevăr e un evantai, îl vom închide în corespondența ochiului de lanț din care separă piciorușele duble din rândul anterior, deci îl vom închide cu un picioruș scurt. După care luăm firul pe croșet, intrăm în următorul spațiu de 5 ochiuri de lanț și vom lucra, deci exact ca și până acum, un număr de 11 piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi închide, după ce am lucrat cele 11 piciorușe duble, voi închide cu picioruș alunecat în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat la începutul acestui rând, acel picioruș scurt care corespunde spațiului dintre
dintre evantaie. Aceasta este ceea ce am obținut până acum, după cum vedeți. Vom continua. Lucrând un număr de 6 piciorușe alunecate, deci în corespondența a 6 piciorușe duble, vom face piciorușe alunecat. 1, 2, cel de-al doilea, astfel ne vom îndrepta către centrul evantaiului format din cele 11 piciorușe duble. De aceea vă spuneam că este nevoie de un pic de atenție, dar lucrul în sine nu este foarte greu. De mult aveam în cap această idee de a face acest mileu, pentru că am observat că sunt puține doamne care lucrează mileuri. Deci am ajuns la mijlocul primului evantai din rândul anterior. Acum voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. După care voi continua cu un număr de 14 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. În acest moment ne vom deplasa în următorul evantai și în corespondența celui de-al șaselea ochi vom face un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. În cel de-al șaselea picioruș din rândul anterior voi face un picioruș scurt. După care voi continua din nou cu 14 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nu știu cum este timpul acasă, însă eu am petrecut o noapte infernală, un cald care nu m-a lăsat să mă odihnesc deloc. După ce am executat aceste 14 ochiuri de lanț, din nou vom intra în corespondența celui de-al șaselea picioruș dublu din rândul anterior. Vom lucra un picioruș scurt și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele 14 ochiuri de lanț. Acum eu voi intra în corespondența primului picioruș de la începutul acestui rând și voi închide cu picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, după care voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. După ce am lucrat aceste 3 ochiuri de lanț, voi intra în interiorul acestor 14 piciorușe și voi face un picioruș scurt. Apoi din nou voi lucra 3 ochiuri de lanț. Vom forma mici arcuri. Pe întreaga lungime acestui
segment format din cele 14 ochiuri de lanț. Va fi nevoie să facem 5 astfel de mici evantaie, cum le numesc eu. Deci avem deja 3. 3. Iar fiecare dintre ele va fi închis cu un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. Iar acum voi face ultimul dintre ele. 5. Iar pe acesta îl voi închide în corespondența piciorușului scurt dintre aceste arcuri formate din ochiuri de lanț. Și aici voi face din nou un picioruș scurt. Deci, după cum puteți vedea, pe fiecare, deci pe acest segment de 14 ochiuri de lanț am format aceste 5 mici evantaie. Și apoi voi continua în același mod. 3 ochiuri de lanț. Voi intra și voi face un picioruș scurt și am deja un evantai. 2, 3. Cel de-al doilea. Cel de-al treilea evantai. 1, 2, 3. Cel de-al patrulea evantai. 1, 2, 3. Cel de-al cincilea pe care îl voi închide în piciorușul scurt care separă secvențele de 14 ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide. În piciorușul scurt de la începutul acestui rând voi închide cu un picioruș alunecat, pentru că piciorușul scurt deja l-avem format. De jur împrejur, în cele 8 arcuri formate din 14 ochiuri de lanț, am lucrat un număr de 40 astfel de mici evantaie formate din 3 piciorușe scurte. Acum, cu piciorușul alunecat, mă voi îndrepta către mijlocul primului arc de 3 piciorușe scurte și voi face un număr de 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, pe care îl voi închide cu picioruș scurt în următorul evantai de 3 piciorușe. Voi închide cu picioruș scurt, cum am spus. Din nou, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi intra în următorul arc de 3 piciorușe scurte, de 3 ochiuri de lanț, scuzați, și voi face un picioruș scurt. Din nou, 2, 3, 4, 4 piciorușe scurte, voi intra în următorul arc și voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra de jur împrejur până la capătul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului când vom avea din nou un număr de 40 de astfel de mici evantaie formate din 4 ochiuri de lanț. Am ajuns la capătul acestui rând. Am lucrat tot ultimele 4 ochiuri de lanț pe care le voi închide în corespondența piciorușului alunecat de la începutul acestui
rând și voi închide din nou cu piciorușa alunecat. După care, cu piciorușa alunecat, voi intra în interiorul arcului format din cele patru ochiuri de lanț, voi face două piciorușe alunecate pentru a ajunge în mijloc, deci unul după altul, iar acum voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pe care le voi închide cu piciorul scurt în următorul arc. Din nou, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, pe care le voi închide cu piciorul scurt în următorul evantai. 1, 2, 3, 4, 5. Odată îi spun evantai, odată îi spun arc, dar dumneavoastră vedeți, înțelegeți. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul și în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Deci, 5 ochiuri de lanț închise în mijlocul arcului din rândul anterior cu picioruș scurt. Și din nou, de jur împrejur, vom avea un număr de 40 astfel de arcuri. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț pe care le voi închide cu piciorul alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat. După care voi intra în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț și voi face un picioruș alunecat. Apoi voi face cel de-al doilea. Iar acum voi lucra din nou 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Mă voi deplasa în următorul spațiu. Voi închide cu un piciorul scurt. Voi face alte 5 ochiuri de lanț. Mă voi îndrepta în următorul spațiu și voi închide cu piciorul scurt. Deci vom repeta practic rândul anterior, rândul pe care abia l-am încheiat. Așa cum vă spuneam, și la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 40 astfel de arcuri formate din 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Uitați-vă, cam în felul acesta se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț pe care le voi închide în mijlocul primului evantai format din cele 5 ochiuri de lanț de la începutul rândului și voi închide cu un picioruș scurt. Astfel, de jur împrejur, avem un număr de 40 astfel de mici evantaie formate, așa cum vă spuneam, din 5 ochiuri de lanț. Deci am lucrat un picioruș scurt aici, iar acum voi lucra
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picioruși, 8 ochiuri de lanț. Am lucrat aceste 8 ochiuri de lanț. Acum eu mă voi întoarce. Din corespondența primului ochi de lanț și voi lucra întorcându-mă înapoi, voi lucra un număr de 8 piciorușe scurte. Nu vrea să stea cum vreau eu. Cel de-al optulea picioruș scurt. Acum vom face un ochi de lanț. Vom întoarce lucrul și ne vom întoarce înapoi lucrând din nou un număr de 7 ochiuri de lanț de data aceasta, 7 piciorușe scurte, scuzați, primul fiind ochiul de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului. 1, 2, 3, 4, 8 lanț, voi întoarce din nou lucru și voi continua lucrând piciorușe scurte. Voi intra aici în primul. Așa vom merge înainte și înapoi. Pentru a trece la partea a doua a lucrului. Poate această parte vi se va părea un pic mai deosebită, mai greoaie. Însă, dacă veți încerca, sunt sigură că veți reuși. Aici voi face ultimul picioruș scurt. Voi face un ochi de lanț. Voi întoarce din nou lucrul. Și voi lucra în același mod.
Este greu. Important este să fiți un pic atente și veți vedea că reușiți. Stau tăcută pentru că mă concentrez aici asupra lucrului. Deci vom merge înainte, înapoi. Voi face din nou un ochi de lanț și voi face ultimul rând de piciorușe din acest, va fi ca un mic dreptunghi. Deci în afara primului rând de piciorușe scurte cu care am început, vom lucra alte șase, de 6 ori. Veți vedea când sunteți la capătul acestui dreptunghi, pentru că veți avea 3 rânduri duble. Cum vedeți, aici este rândul de început și avem 1, 2, 3. De 3 ori acest tip de rând dublu. Așa. Acum, deci în total vor fi 7 rânduri cu rândul de început. Acum voi face din nou 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi sări un arc format din cele 5 ochiuri de lanț și voi intra în mijlocul celui de-al doilea, deci următorul. Acesta și voi închide cu picioruș scurt. Apoi voi face un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi lucra din nou un număr de 8 piciorușe scurte. 4. De aceea spuneam că este nevoie de un pic de atenție. 5. Și cu ochiul de lanț de la începutul rândului avem un număr de
de 8 piciorușe scurte. Acum voi face din nou un ochi de lanț și mă voi întoarce, lucrând în același mod ca și primul raport de aici. În felul acesta va trebui să lucrăm de jur împrejur. Eu cred că și pentru doamnele începătoare va fi ușor de lucrat. Nu știu de ce. Eu am această impresie că fiecare dintre dumneavoastră, dacă este un pic atentă, va reuși să lucreze tot ceea ce eu vă prezint. Pentru că și eu am fost începătoare, eu am învățat singură să lucrez, nu am avut pe nimeni să-mi arate. Am învățat singură să citesc diagramele, schemele. Ajuns la capătul rândului, din nou. Acum voi face din nou un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt și mă voi întoarce înainte, înapoi, așa cum vă spuneam. Și partea a doua se formează. Jos la capătul rândului, fac un ochi de lanț și întorc lucrul din nou. Când știu că astăzi mă așteaptă din nou o zi cu o căldură care nu te lasă nici să respiri, prefer să stau aici să lucrez decât să ies afară. Terminat rândul, un nou ochi de lanț. După cum vedeți, s-a format deja 1-2, acum formăm cel de-al treilea rând dublu, să-i spunem așa. 7-lea și cu ochiul de lanț de aici, de la începutul rândului, avem un număr de 8 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând din nou un număr de 8 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și din nou voi sări un evantai dintre acesta, voi intra în următorul. Deci un evantai de 5 ochiuri de lanț îl vom sări. Și vom continua lucrând în același mod. După cum vedeți, în primul dreptunghi, pentru că a ieșit ca un dreptunghi, am un număr de 7
rânduri de piciorușe scurte, pentru că așa a fost nevoie pentru a începe rândul. În celelalte vom avea câte 6 rânduri de piciorușe scurte. Deci ne vom întoarce înainte și înapoi de 6 ori. Și în felul acesta vom continua de jur împrejur. În cazul în care aveți o problemă, în cazul în care nu înțelegeți bine, derulați un pic, dați înapoi tutorialul și uitându-vă cu atenție veți vedea că veți reuși să faceți acesta. Noi vom continua să lucrăm singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Am rămas să lucrăm ultimul pătrățel, hai să-l numim așa. Am făcut cele 8 ochiuri de lanț. După cum vedeți, aici mi-au rămas exact un număr de 3 arcuri formate din 5 ochiuri de lanț. Deci voi lăsa un astfel de arc, voi intra în cel de-al doilea, voi închide cu piciorul scurt și voi continua să lucrez. Voi face mai întâi un ochi de lanț care va ține locul unui piciorul scurt și voi continua. La începutul fiecărui rând, mergând înainte, înapoi, la începutul fiecărui rând, vom face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Voi lucra împreună cu dumneavoastră și această ultimă parte. După care voi închide această prima parte a tutorialului, pentru că, așa cum vedeți, este un pic de lucru, însă atât de mult mi-am dorit să lucrez acest mileu pentru dumneavoastră, de aceea am spus, indiferent cât durează, cât de obositor va fi pentru mine, vreau să-l fac. Am ajuns la capătul rândului, voi face un picioruș, un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt și mă voi întoarce. Și cu ochiul de lanț de la începutul rândului sunt 8. Acum un ochi de lanț, mă voi întoarce din nou, voi continua. Ochiul de lanț de la începutul rândului sunt 8. Acum mă voi întoarce din nou. În
pentru că vreau să vă arăt modul în care se încheie acest rând. Doamnele care sunt experte cunosc modul în care se realizează. Așa, un ochi de lanț, mă voi întoarce înapoi, din nou. Și cu primul de la începutul rândului sunt 8, iar acum mă voi întoarce din nou pentru ultima dată. Deci avem ochiul de lanț de la începutul rândului. De la începutul rândului sunt 8. În acest moment, noi vom închide în partea superioară a primului dreptunghi pe care l-am format. Și vom închide în primul ochi cu un picioruș scurt. Aceasta este ceea ce am realizat până acum. Eu voi închide aici această parte a tutorialului. Așa. Sper foarte mult să vă placă ceea ce lucrăm. Ne vom întâlni cu partea a doua. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!